Mii de sătmăreni au ales să-și petreacă noaptea dintre ani în restaurantele din satul mare. Printre aceștia s-au aflat și oficialitățile locale și județene, directori de instituții, oameni de afaceri și familiile, prietenii și colegii acestora. Prefectul Eugeniu Avram a ales un restaurant din centrul municipiului, unde a petrecut alături de foști colegi, familie și prieteni. În aceeași locație s-a aflat și președintele organizației județene a PDL satul mare, Petre Mureșan. Super! Alături de prieteni, de cunoștințe, de cetățeni din municipiu, mă simt foarte bine, ceea ce le doresc tuturor cetățenilor din județul nostru, să petreacă, astăzi să nu fie singuri, să fie alături de prieteni, de cunoștințe, de cei dragi ai lor. Extraordinară. După un an greu, cred că orice român merită să treacă, să petreacă o noapte de revelion așa cum petrecem noi în această seară. Sute de sătmăreni au petrecut la un restaurant de pe strada Careiului. Pe ringul de dans s-au aflat și vicepreședintele Consiliului Județean Mircea Govor împreună cu soția. Acesta și-a petrecut revelionul împreună cu familia și prietenii apropiați. La aceeași masă s-au aflat și directorul finanțelor publice Mircea Ardelean și directorul Casei Corpului Didactic Ioan Viman. E foarte frumoasă, e lume multă. După ce am fost în centru și am sărbătorit împreună cu cetățenii municipiului Satu Mare, în jur de 20.000, după cum am văzut eu, am venit la căldură. Pe cine sărbătoriți astăzi? Astăzi sărbătorim, uite, cu fiii mei, cu fratele meu, cu cumnata mea, cu nepoata mea, cu colegul meu, cu Viman, și l-așteptăm pe Răzvan, trebuie să apară și el. Petrecerea este excelentă, se vede pe mine, sunt transpirat deja, te simțim foarte bine. Doresc tuturor sătmărenilor un an plin de bucurii, cu sănătate și multe împliniri și din partea mea să-și plătească impozitele și taxele. Extraordinar! Oamenii se simt bine. Ăsta e semn bun pentru anul care vine. Eu am convingerea că va fi mai bun decât cel care a trecut. Liberalii sătmăreni s-au distrat împreună la un club din centrul orașului. Alături de ei a fost și consilierul lui Crin Antonescu, Nils Schnecker, care și-a sărbat și ziua de naștere. Acesta a fost invitat de europarlamentarul Ovidiu Silaghi. Petrecerea organizată de viceprimarul Marcela Papici și city managerul Dan Băbuț s-a dovedit a fi una reușită. Cum este petrecerea la Satu Mare? Este superb! Am fost în piață, mi-a plăcut la nebunie, am numărat înapoi până la zero și a început ziua mea de naștere. Ce poate fi mai frumos decât ziua mea de naștere aici la Satu Mare? Cum vă simțiți cu sătmărenii? Se distrează de minune! Foc de artificii, mâncare bună, prieteni excelenți, nemaipomenit! Avem chiar triplă petrecere! Este ziua de naștere a două colegilor noastre și a lui Nils Schnecker. Deci avem chiar triplă, patru petrecere. Foarte bine, excelent. Se vede că e organizată de Marcela Papici. Super ok, se vede în spate, muzica e ok, noi ne simțim bine, total ok. Senatorul Potăchiceaba a ales să petreacă alături de peste 200 de prieteni la un local din centrul orașului. Muzica asigurată de formația Amlet a fost pe placul acestuia. Zic că este foarte ok, suntem peste 200 de persoane, atmosferă superbă. Cu cine ați venit în această seară? Cu nevasta, normal. Ce
și cu cercul de prieteni și practic la fiecare masă am cunoscut prieteni. Majoritatea oficialităților care și-au petrecut revelionul la restaurantele din oraș au ieșit în piața 25 octombrie la miezul nopții pentru a ciocni un pahar de șampanie.